și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Osana întru cei de sus. Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Binecuvântat este Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel. Cu îngăduința bunului Dumnezeu și cu rânduiala preasfântului și de viață făcător Duh și puterea Duhului Sfânt, astăzi s-a săvârșit postul răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos și am intrat în sărbătoarea Duminicii Floriilor sau a Duminicii Stâlpărilor sau, dacă vreți, ultimul praznic împărătesc înainte de învierea Mântuitorului Iisus Hristos, urmând ca pe parcursul săptămânii care urmează, numită în termen popular Săptămâna Patimilor, dar ea de fapt fiind cea mai teologică săptămână a întregii activități mesianice a vieții lui Iisus, să se numească de fapt Săptămâna Răstignirii Mântuitorului, Vinderii Mântuitorului și nu în cele din urmă Îngropării Mântuitorului, Pecetluirii Mormântului și apoi, pentru neputința firii omenești, a străjilor care vor păzi mormântul, crezând că cei care au propovăduit învierea vor veni și îl vor fura spunând că a înviat. De ce am pornit din acest punct de discuție? Pentru a înțelege că sâmbătă, când v-ați ostenit pentru morții voștri, ca să-i ridicați la cele veșnice, pe cei care zac în flăcările iadului sau pe cei care mai au trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, ați venit cu colivele, ați aprins lumânările și ați auzit celebra Evanghelie numită Evanghelia Învierii lui Lazar, troparul care s-a cântat astăzi la strană în timp ce s-a ieșit la vohod, a cuprins în el și această învățătură, învierea cea de opște mai înainte văzând. Deci ce înseamnă învierea cea de opște mai înainte văzând? Mântuitorul Iisus Hristos, pedagogul absolut, s-a gândit întotdeauna că în momentul în care faptele nu sunt însoțite de credință și de realitate, învățătura este una oarbă și falsă. Uitându-ne, și aici vreau să fiți atenți să nu vă mai foiți, vă veți împărtăși, vă veți mai da pomelnicul, veți mai discuta cu prietenul, așa că vă concentrați și ciuliți urechile ca la clasa întâi când se predă litera A la alfabet. Deci, Mântuitorul, știind că partida saducheilor nu credea în înviere, știind că disputa între iudei și saduchei era într-o permanentă stare de conflict, vine în Betania să demonstreze cu 7 zile înainte de moartea sa că el va învia pe Lazar, dar nu vine să demonstreze că îl va învia în fală, ci să arate de 2 ori repetându-se în Evanghelie, ți-am spus că de vei crede va fi viu, Lazar, fratele nostru, n-a murit, doarme. Iată ce este moartea pentru cei ce cred în Hristos. Somn și vedere cu Dumnezeu. În clipa în care Lazar este mort deja de 4 zile, îmbălsămat după tradiția iudaică, îmbrăcat în fâșii de pânză albă, este pus într-un mormânt cu o lespede mare la mormânt, iar Marta și Maria plâng acolo în casa mizeriei, acolo în casa supărării și întristării pe fratele lor care n-avea nici 30 de ani. Dar de ce îl plâng pe Lazar? Îl plâng pentru că era prieten bun al Mântuitorului și el aștepta învierea și credea în înviere, dar n-a apucat să se bucure de evenimentul în sine. Și atunci Marta și Maria îi spun: Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, Lazar nu ar fi murit. Și Mântuitorul a lăcrimat din 2 motive.
a lăcrimat că cei care se adunaseră la această taină a învierii de obște, peste câteva zile aveau să-l răstihnească. Cei care peste câteva zile aveau să strige, ia-l, ia-l, răstihnește-l, sângele lui asupra noastră, erau cei care acum îi cântau, Osana, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului, binecuvântat este Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel. Acești oameni care stau astăzi în biserică și s-au concentrat unii lângă alții pentru a auzi Sfânta Liturghie, sunt cei care peste câteva zile vor petrece în cârciuni, sunt cei care vor petrece în certuri, sunt cei care vor petrece în dezmățuri și vor uita că au stat în Sfânta Biserică și l-au primit pe Iisus și au văzut și învierea lui Lazar. De ce oare Mântuitorul a trebuit să facă o taină și să o săvârșească înainte de taina sa, deși mai făcuse minuni de genul acesta? Vom recapitula în trei vorbe următoarele momente. De-a lungul Vechiului Testament până la activitatea mesianică a Mântuitorului, îl întâlnim pe Elisei care învie un om. Doi regi, trei regi și patru regi, ca să știți capitolele din Scriptură. Ilie învie și el pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului. Elisei pe fiul sumanitencei. În momentul când sunt săpate niște morminte și un mort este aruncat în morminte, niște oase sfințite din acel mormânt au făcut să învie mortul. Aceasta ca să se dovedească învierea, cum spune în prorocia lui Ezechiel. Câmpul acela de oase îmbrăcat în carne și vine, care deodată toți s-au ridicat la înviere. Capitolul 11, mi se pare. În momentul în care Hristos începe activitatea mesianică, nu se lamentează la o simplă înviere, doar de dragul că arăta, eu sunt Dumnezeu și fac ce vreau cu viața și o joc cum îmi place mie. Nu! Se duce întâi la cel care plânge, aci jos. O fetiță doar de câțiva anișori, era fiica lui Iair, bolnavă, stătea întinsă pe pat, jeleau iudeii după legea lor cu chimvale, cu harpe, cu tot. Și Mântuitorul a spus, ieșiți afară, fetița n-a murit, doarme. Cei care erau de față au început să râdă. Mântuitorul a luat-o de mână și a zis, scoală-te, îți zic ție. În momentul în care fetița s-a ridicat, i-a spus, dați-i să mănânce. De ce lucrul acesta? Ca să se înțeleagă că tot ce este copil în biserică este sub grija lui Dumnezeu. Dați-i să mănânce sfânta împărtășanie, dați-i să mănânce anafură, dați-i să mănânce și să bea gheazmă, dați-i litie, dați-i pâine de la Sfântul Maslu, dați-i prescură sfințită. Aceștia cresc, sunt în formare. Dați-i să mănânce, nu i-a cerut nicio socoteală, nu i-a cerut să răspundă absolut nimic. Dar de ce a dat să mănânce? Să vadă că Duhul are oase și carne și Duhul mănâncă. Nu e o nălucire, ci un adevăr. Pentru că așa socoteau, că acela poate fi un duh, o preînchipuire, o hipnoză. Dar de data aceasta s-a dovedit că fiica lui Iair nu era duh. Pentru că Duhul nu are oase și carne. Duhul nu mănâncă și nu bea. I-a dat să mănânce în sens metabolic să se refacă după boală, dar i-a dat să mănânce în sens pedagogic pentru mințile înguste, să vadă că nu-i nălucire sau prefăcătorie vrăjitorească sau un șamanist sau un fachirist. S-a apropiat undeva într-o cetate a Nainului și a găsit o mamă disperată, cum sunt și în zilele noastre, care au câte un singur plodișor și după ce îl cresc și îl răsfață de la internet până la buzunarele pline cu bani, îl găsesc mort într-un accident groaznic de mașină sau ce întâmplare nenorocită și încep să plângă conducându-l pe ultimul drum, blestemând și hulind că Dumnezeu n-a știut ce face, cum a putut face una ca asta. Iată, aici era vorba de o văduvă inteligentă, iudeii se mirau de smerenia ei, erau copleșiți de suferința ei și de lipsa de murmur ca a lui Iov. Și i s-a făcut milă lui Iisus, iată, nu era misogin, ci i s-a făcut milă de această femeie. Și s-a apropiat de cortegiu,
A întrebat despre ce este vorba, iar când a ajuns mortul în dreptul lui, l-a luat de mână și a zis: tinere, zic ție, scoală-te! Și tânărul acela, în momentul în care s-a ridicat, a început să vorbească. Ce era cu acel tânăr? Avea vârsta ce duce spre maturitate. Peste 20 de ani sau până în 20 de ani. Deci ce face Mântuitorul Iisus Hristos? Restaurează și înviază clasa socială tânără. Deci și adolescenții și viitorii bărbați sau viitorii tineri, care sunt și viitorul unei societăți și a unei nații, sunt în mâna lui Dumnezeu, îi verifică, îi testează, îi cercetează și își ridică din ei ce? Pe fiii văduvelor din Nain, călugări, călugărițe, preoți, arherei, dascăl de biserică, cântăreți, tați credincioși și mame credincioase. Deci iată că Hristos a cercetat neamul acesta. Dar tânărul a început să vorbească și ce povestea? Fiți siguri că așa cum un reanimat în urma unei come puternice vine și își spune luminița de la capătul tunelului, imaginea somptuoasă de infinit, mâna unui înger, privirea unei lumini atrăgătoare. Acesta povestea din iad. De ce povestea din iad? Povestea din iad pentru că toți cei din Vechiul Testament erau sortiți morții. Și n-ar fi spus Mântuitorul sau Evanghelistul, n-ar fi relatat, pentru că acești evangheliști sunt de o psihopedagogie impresionantă. Nici cele mai mici amănunte nu le scapă că Mântuitorul a atins sicriul, deci întâiași date. Pentru ce trebuie să ating un copârșeu de stejar ca să scol un mort? Trebuie să-i întremez întâi casa sufletului. Deci aici sensul de sicriu e acest sarcofag al nostru vopsit, spălat, parfumat, îmbrăcat, educat, civilizat, machiat. Deci acesta e sicriu. Scoate din temniță sufletul meu să se laude numelui Tău, Doamne. Iar când i-a spus: tinere, zic, scoală-te! A și spus în termeni neștiuți de urechea omenească, dar de cea dumnezească: suflete, treci la locul tău în omul acesta, că nu și-a împlinit misiunea pe pământ. Iar misiunea lui a fost să încreștineze sau să evangelizeze toată cetatea Nainului și să arate că și tinerii au acces la Dumnezeu. Și avem doi tineri în Evanghelie, supranumiți unul învățător de lege, care a zis: ce să fac să mă mântuiesc? Și Mântuitorul i-a dat un răspuns așa ca pentru un cadru didactic. Ce este scris în lege? Cum citești? Păi să-L iubești pe aproapele. Drum bun, iubește-L. A venit un al doilea tânăr, și bogat, și frumos, și inteligent, și plin de virtuți, și valorice, și spirituale. Și a zis: bunule învățător, eu toate le-am păzit din tinerețile mele. Și atunci Mântuitorul, văzând o slavă de șartă arogantă, cum avem și noi, sunt credincioasă, sunt spovedită, sunt împărtășită, sunt creștin, merg la biserică, fac bine, sunt ctitor, dau danii, scriu pomelnice. Îți mai lipsește una. Nu smerenia. Ar fi fost bine să fie vorba de smerenie. Să poți să faci aceste fapte nu pentru altcineva, decât numai pentru Dumnezeu, și în mare taină, ca să nu se trâmbițe milostenia voastră înaintea oamenilor, că luându-vă plata de pe pământ, amin zic vouă, s-a pierdut plata din cer. Și când i-a zis Mântuitorul: vin de toate și urmează mie, s-a întors tânărul întristat la casa sa, spre insatisfacția Mântuitorului. De ce? Mântuitorul i-a și dat răspunsul în clipa în care a început dialogul. Să nu-mi spui mie că sunt bun. Bun e doar Dumnezeu. Și de ce e bun Dumnezeu? Că Dumnezeu a reușit să facă din păgâni creștini și din răi buni. Pe când Iisus Hristos, cuvântul lui a mers ca un cuvânt deșert, fiindcă tânărul s-a întors la cele lumești și nu spre cele duhovnicești, deși legea o păzea. Adică este simbolul legii vechi, în care litera este scrisă și se păzește, dar nu se scoate rădăcina
părerii de sine și a înfumurării de sine, care duce la iubirea de sine și la răutatea celorlalte păcate care țin de zgârcenie, răutate, ambiție, orgoliu și așa mai departe. Iată-l pe tânărul văduvei din Nain viu și acum aflându-ne într-un impact extraordinar. Mântuitorul mai făcuse înainte de aceasta ceva. Așa ne tam, ne sam, cum avem și noi prieteni sau cercurile noastre intime, Mântuitorul și-a luat vreo 3 din ucenici și le-a spus așa: haideți cu mine în munte. I-a suit în muntele Tabor, s-a schimbat la față, le-a arătat ce înseamnă dumnezeirea de fapt și de drept într-o realitate pură, nu absurdă, la care pe cale le-a vorbit de 3 ori de același lucru de-a lungul Evanghelilor, de la capitolul 9 până la 19, cum arată și Evanghelistul Ioan și Marcu, și a spus așa: Fiul omului se va da la munci, va fi dat în mâinile iudeilor, se va răstihni, va fi îngropat și va învia. La care Petru spune: Doamne ferește, Doamne, cum ție una ca aceasta? Și atunci Mântuitorul se întoarce către Petru și îl întreabă ca și profesorul pe elev când i-a repetat lecția de 3 ori și n-a învățat-o niciodată. Cine zice lumea că sunt eu? Păi tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel prea înalt. Vezi, Petre, aceasta nu ți-a descoperit-o ție carnea și sânge, adică nu trupul tău puturos și leneș, fără pocăință și smerenie, ci Duhul. Dacă-s Fiul lui Dumnezeu, te pui de-a curmezișul căii mântuirii. Și în clipa aceea, Petru a insistat pentru a doua oară într-un chip mai înduhovnicit de a-și arăta slăbiciunea umană care o arătăm și noi. Oricine să se pocăiască, dar nu fata mea, nu copilul meu, nu soția mea, nu soțul meu, nu soacra mea, nu socrul meu. Să moară cine vrea, dar nu chiar eu. Și îi spune: Doamne, dacă e atâta slavă aici și atâta lumină și atâta pace și atâta dulceață și ne-am întâlnit cu proroce și l-am văzut și pe Moise și pe Ilie și slava Dumnezeirii și lumina taborică și am întâlnit atâta pace, hai să ne facem aici 3 colibe și las-o încolo de lume, piardă-să, fie ce-o fi cu ea, nouă să ne fie bine. Aceasta e mentalitatea modernă a apostolului care nu-și pune sufletul pentru oaia sa. Și Mântuitorul a scris expres o Evanghelie pe această temă. Păstorul cel năimit lasă oile și fuge și nu-i pasă lui de oi și nu-l doare inima de oi. Pe când păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Deci Mântuitorul îi arată lui Petru în mod indirect: tu ești un păstor năimit, eu sunt păstorul adevărat. De ce? Mă voi întoarce în mijlocul lor, mă vor mânca precum câinii, mă vor ucide precum hoții și bandiții și criminali, mă vor răstihni pe cruce, dar eu îi voi ierta și le voi da sângele meu. Deci iată curajul și demnitatea vitejiei. Câți dintre creștini se expun în fața păcatului până la sânge, cum vă povesteam istorioara cu desfrânata care avea cuiele în tălpi bătute și când o atingea un ticălos sau un nestăpânit de patim, ea călca și curgea sânge din tălpi. Și când a întrebat-o pusnicul cu descoperire de la Dumnezeu: dar cu ce îi placi tu, Dumnezeu? Cu nimic nu-i plac. Te leg să-mi spui adevărul. Păi am auzit și eu în Evanghelie că te poți împotrivi păcatului până la sânge. Și am făcut și eu lucrul ăsta. Mare este cel ce face, nu cel ce făgăduiește. Și iată-ne puși în fața în care Petru rămâne pe locul 2 și Mântuitorul se adresează cu un termen dur: Satan, înapoi a mea, certând pe diavolul din el, adică diavolul iubirii de sine, și îl vedem pe Mântuitorul în joia mare, plângând în Ghețimanii cu lacrimi de sânge, pentru cine? Pentru Iuda vânzătorul, că ajungem și la el, pentru Petru apostolul, pentru Ioan și Iacov. Ce făcea Ioan și Iacov? Când au văzut atâta lumină în Tabor, n-aveau mască de sudură, au orbit, au căzut cu fața la pământ, n-aveau ochelari de soare. Dar le-a rămas în memorie un lucru: Doamne, când vei fi Tu mare în împărăția Ta, El e cel mai mare, că El ne concentrează pe toți, mă pui pe unul de-a dreapta și pe unul de-a stânga.
Și Mântuitorul a spus, nici nu pot da dreapta, nici stânga, nu este mie aceasta. Și apoi voi nu puteți să beți paharul pe care îl beau eu. Și nu vă puteți boteza cu botezul care mă botez eu. Arătând cu ce moarte avea să moară. Și iată-ne în clipa aceasta, în fața celui mai vrednic și în fața celui mai demn urmaș al creștinătății, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care a întemeiat creștinismul pe carnea și sângele său și pe propria sa cruce, nu folosind discipoli în etalarea valorii personale. Putea să spună, ia răstihnește-te tu în locul meu să vadă lumea cum ar fi trebuit să mă răstihnesc eu. Nu! Personal s-a suit pe cruce și s-a suit cu toată demnitatea pe ea, iertând și mângâind pe cei ce au greșit. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Două l-am părtășit la ușa din stângă. Așa. În momentul în care vine în Betania, Iisus Hristos știe cărui pericol se expune. Își atrage asupra sa trei mari factori. Ura saducheilor care nu credeau în înviere și trebuia de acum să-l ucidă pe Lazar, numai ca să nu mai fie valabilă învierea. Deci când a văzut că a înviat Lazar, și ajungem noi să vedeți ce frumos a înviat în câteva cuvinte, și-a atras ura mai marilor bisericii Vechiului Testament, pentru că a zis ăsta ne ia toți discipolii și merge lumea după el și pierdem iudaismul. Și-a atras și ura mărimurilor, că au înțeles împăratul lui Israel fiind un împărat politic și nu unul spiritual. Dar în momentul când s-a apropiat de casa Martei și a Mariei, se petrec trei evenimente sacre. Plânsul lui Iisus, care este plânsul pentru umanitate. Zice că plânge pentru Lazar, că l-a iubit. Nu, plânge pentru tot sufletul chinuit, cum spune în rugăciunea crucii. Cum spune în rugăciunea crucii, cum să văd și cum să fug de chinuri când stăpânul meu și Hristosul meu le dorește? Cum să fug de ispite și de cununi când stăpânul meu și Hristosul meu le place și mi le dăruiește? Deci iată, Iisus Hristos este conștient de ceea ce urmează în taina răstihnirii. Și atunci, în momentul când intră în casa din Betania, ne dă prima pildă, gândirea omenească în raport cu gândirea dumnezească. Maria, care era, așa spun evangheliștii, alții spun că a fost și încă o Marie, o altă Marie, fiind ea poate Maria Magdalena sau o altă Marie din celelalte Marii, fiindcă sunt consemnate vreo trei Marii în rândul mironosițelor, și spune așa, că a venit și a turnat pe capul lui un alabastru cu mir, de mare preț. De ce să spune cuvântul de mare preț? Așa cum spunem noi oamenii, mi-am luat o verighetă sau o bijuterie de câteva mii de euro. Și aia valorează cât costumul tău, cât casa ta, cât mașina ta, cât figura ta, cât tot. Bijuteria aia te reprezintă. Așa au scos în evidență valoarea acestui nard. Dar nu numai atât. Iuda, care era și pungaș de meserie, că ținea punga de obște a apostolilor, a castei apostolești, a și sărit cu gura. Mare risipă! 300 de dinari costa mirul acesta. Interesant la prima vedere. Toți tâlcuitorii de Evanghelie au venit și au spus așa, iată lăcomia lui Iuda pentru faptul că fura din pungă, nici pe de departe. Citiți la Simeon Nou Teolog, citiți la Ioan Gură de Aur, citiți la Maxim Mărturisitorul și mai citiți câte o exegeză altor mari tălcuitori și veți găsi un lucru. De unde Iuda, un foarte bun manager și contabil în acte de finanțe, știa că o litră de mir de nard costă 300 de mii de lei, după ce stă 3 ani în jurul unui învățător care învie morții, te hrănește în pustie, merge pe mare, vindecă cocoșații, scurgerile de sânge, îndrăciții, leproșii, gârbovii, îl vinde cu 30 de lei.
Deci iată ce vrea să scoată Evanghelia în față. Când omul e tâmpit și pierde dreapta credință, Mântuitorul e mai ieftin decât lucrurile materiale. Și aceasta o regăsim în societatea de azi. E mai ieftină duminica că ai de vândut făină în târg decât liturgia, e mai ieftină sărbătoarea decât mașina de la talcioc, e mai ieftină sărbătoarea decât curățenia din casă și spălatul rufelor la mașină, e mai ieftină prietenia colegilor în zi de sărbătoare decât o sfântă liturghie. Și iată-l pe Iuda, cel mai bun matematician și iseist care știe să calculeze la gram mirul de nard, îl vinde pe Mântuitorul cel fără de preț cu 30 de lei. Deci iată graba invidie, iată scorul răutății. Aceasta este de fapt esența. De aceea este cântărită fapta Mariei și pomenită până în zilele noastre. Ea nu s-a uitat la valoarea nardului, care era ceva cum ar fi valuta astăzi. Aurul, mercurul, platina, argintul. Nu, l-a turnat în capul lui și a spus: aceasta l-a pus în cap spre îngroparea mea. La care Mântuitorul, ca să nu-l supere pe Neica Iuda și să-l întristeze, îi face totuși un apropo din ăsta fin, de psihopedagog dumnezeiesc. Da, fraților, recunosc că această femeie a săvârșit o mică greșeală, nu mică ca conținut, mică ca lipsă de inteligență, dar vă spun eu un lucru. Pe săraci pururea aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți pururea. Deci ca și cum i-a spus lui Iuda: frate, cu mira ai să rămâi toată viața ta, dar eu mă înalț la cer și tu ai să pleci. Și am să plec. Și iată-l pe Iuda sfătuind cu mai mari templului cum să-l vândă pe Iisus și ce semne importante să lase pentru a-l putea vinde. Mântuitorul le știa deja. Și aici repet un lucru care și mă fascinează și îmi place la nebunie. În fresca mănăstirii Sucevița, pentru că e vorba de Joia Mare, Iuda este reprezentat cu diavolul ca o umbră în spatele lui, care îi șoptește la ureche, cu împărtășania scuipată în mână, semnul necredinței, că și-a băgat mâna în blid cu nevrednicie alături de Mântuitorul, deși l-a avertizat și a spus: unul din voi mă va vinde. Întors cu spatele în noapte, pentru că este fiul întunericului, așa l-arată fresca, iar aureola rămâne la ceilalți apostoli că va fi luată la sorți de Matia. Iar el, îndrăcindu-se și săvârșindu-și fapta, cu lacrimea mare și de sânge plângea Mântuitorul Iisus Hristos înainte de a mai fi nevoie să se spânzure Iuda în ideea salvării lui. Și spune: am venit să salvez neamul omenesc afară de fiul pierzării. Iar cei care nu înțeleg Evanghelia: păi dacă Iuda a fost menit să facă asta, a fost menit să facă asta, dar nu să se spânzure. A fost menit să greșească ca simbol al greșelii, dar nu să nu se îndrepte. Petru a plâns cu amar și l-a iertat. Deci aș dori ca prezența dumneavoastră aici, toată lumea să aibă căința lui Petru, să aibă curaj după fiecare scârnăvie și faptă necugetată, să alerge la Dumnezeu deschis și să spună: da, Doamne, am greșit, ce vrei să faci, să mă omori, iartă-mă. Sau cum spunem Evanghelie, ca un om am greșit, tu ca un Dumnezeu trebuie să mă ierți. Încă un lucru de esență scăpat. În clipa în care ajunge Mântuitorul la groapa lui Lazar, acea grotă cu lespede, nu se adresează cu cuvinte magice, ci folosește un termen extraordinar. Lazare, vino afară! De ce lucrul ăsta? Toți exegeții întreabă: ce-o fi vrut să spună Mântuitorul prin aceste cuvinte? Cuvântul vino afară este scoaterea de la întuneric la lumină a tot ce-i bun din noi și a tot ce-i rău din noi. Așa cum te etalezi cu diploma și cu studiu de specialitate în cibernetică, în neurochirurgie, în medicină, în muzică, în farmacie, în ce vrei tu, așa să etalezi și cele rele să le dai afară, să nu rămână la tine. Deci Lazar era simbolul sufletului mort,
mort de 4 zile. Sunt iarăși cele 4 stări, maxim mărturisitorul, a legii celei vechi, chinuită de cuvânt și de literă, cum spune Mântuitorul, litera omoară, Duhul dă viață. Și vedeți, aici e taina cea mare. Deși Mântuitorul Dumnezeu și-l poate învia pe Lazar, nu face un semn distinct să spună piatră, ferește-te că vine Lazar, sau piatra să se ferească singur, nu. Se adresează oamenilor în chip firesc și spune așa, luați piatra, lespedea, de la gura peșterii. De ce? Să arate că cel care vine din mormânt nu este egal cu Dumnezeu sau cu Fiul lui Dumnezeu care va trece prin piatra mormântului. Deci, istoria adevărată, adică cea cronologică, ne arată că Lazar, în momentul în care a înviat, a devenit episcop de Cipru în Noul Testament, în creștinism, a mai trăit 30 de ani de la învierea care i-a făcut-o Hristos și a murit din nou. Deci a ajuns tot sub piatră. De aceea i s-a ferit piatra, ca să îi se pună 2 oară din nou pe el când va muri. Dar Mântuitorul nu a ferit piatra, ci un înger atât de simpatic era, să vedeți ce finuț și ce drăgălaș venit din cer, când a văzut așa focul ăla de lumină de la mormânt până la cer, ce a zis? Mă duc să-l ajut pe Mântuitorul. Și dă piatra la o parte de la mormânt și vede mormântul gol. Vă dați seama câtă ciudă a avut? El n-a cunoscut taina învierii decât în lumină. Că așa spune dogmatica. Lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Și îngerul nervos, când a venit mironosițele la mormânt, a zis, ce căutați pe cel viu cu cel morț? Nu mai este aici. Și de aici povestește îngerul din țara lui, de acolo, de la, noi îi spunem, țara de dincolo de noi, transcendentul, duhovnicescu, cerescu, s-a suit în lumina cea pururea fiitoare, unde nu mai este umbră de schimbare. Deci vedeți unde s-a dus Dumnezeu? Dar îngerul rămâne întristat că găsește mormântul gol și nu pleacă de lângă el ca să se convingă pentru cei ce vin că mărturia învierii e adevărată. De ce îi spune înviere de obște? Pentru că are 2 motive argumentate. 1. Toți vom muri și nu știm vârsta. 60, 70, 80 de va fi putere mai mult, osteneală și durere. Dar când vom învia, vom învia la vârsta maturității Mântuitorului Iisus Hristos. Deci Lazar avea 30 de ani, poate trecuți, poate netrecuți, deci era de o vârstă cu Mântuitorul, de aceea era și prieten, dar Lazar este simbolul desăvârșirii învierii sufletului omenesc în fața judecății universale a Creatorului. Deci toate babele acestea simpatice, zbârlite, zbârcite, tinere, frumoase, toate vor muri și vor putrezi. Semănați-vă într-o stricăciune, dar vor răsări într-o slavă. De ce? Vârsta maturității Mântuitorului Hristos. Deci a vrut Dumnezeu să treacă toate vârstele prin filtrul învierii. Și acum învierea mai este de 2 feluri și aici închei că deja am depășit eu limita. 1. Nu toți vor muri, dar toți vor învia. Cum vor învia? Auzind cuvântul lui Dumnezeu. Dacă alaltă ieri erați numai 10 la biserică, azi sunteți 100. Peste 10 zile o să fieți 1000. Peste alte 10 zile o să fiți 2000. Iar la înviere o să fiți vă 5000. De ce? Auzind cuvântul lui Dumnezeu, oamenii vor învia. Dar cum vor învia? Cei morți întâi la glasul lui Hristos, auzind, așa spune, zice, și apoi cei din morminte vor învia la trâmbița de apoi și la glasul Arhanghelului. De-abia aia e învierea care ne privește pe toți. Dar înainte de această înviere avem învierea duhovnicească, care Dumnezeu a dat-o prin legea Harului și Noul Testament. De aceea s-a străduit să intre în Ierusalim, să ne lasă o evanghelie a păcii, o evanghelie a bucuriei. Și vedeți, mai este un tropar care l-au cântat la strană și chiar băieții n-au fost probabil atenți în exprimare. Cu stâlpări în mână și cu strigăt ca de copii. De ce? Că și copiii strigau, Osana, binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, și pruncii de la sân. Care este întâmplarea? Iisus Hristos ne-a spus într-o altă evanghelie că de nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Această pruncie
nu înseamnă prostie, bâlbâială, sclinteală la minte, Alzheimer. Această prunceală la minte înseamnă să lepezi ura, să lepezi răutatea, orgoliile, principiile bolnave, să slepezi acei fluturi din cap cu care zăpăcești pe cei din jurul tău și ți se pare că ai dreptate. Uneori trebuie să lași de la dreptatea ta, că e mai mare dreptatea lui Dumnezeu. Și de aceea Mântuitorul a spus că au ieșit cu stâlpări și cu finice. De ce? Stâlpările și finicele sunt niște săbi lungi și chiar finicul ăla face o tulpină înaltă și roade în vârful lui. Și omul trebuie să înalță ca finicul și ca cedru. Și omul trebuie să înalță ca stâlparea. Și dacă ați mai fost atenți, mi-a scăpat, dar mi-am adus aminte, că este tot din Evanghelia de astăzi, Mântuitorul a venit pe un mânz de asină. Este simbolul păcii. Marile căpeteni de oști, când au venit să cucerească imperii, au venit călări pe cai sau pe cămile sau pe elefanți, dacă ar fi vorba de perși și de arabi. Dar Mântuitorul vine pe un asin și era și pui de asin, deci nici măcar nu era încălecat, un fel de feciore elnicie, adobitociei naturale. Și s-a suit pe el, nici n-a stat călărind, ci șezând pe mânzul asinei și a spus, nu te teme, fiica Sionului, iată împăratul tău vine șezând pe mânzul asinei, adică vin cu pace. Vin cu bucurie, cu liniște, nu cu sabie, nu cu zgomot, nu cu pact, cu armistițiu, cu semnări de anumite procese verbale. Nu, vin în numele Tatălui meu să vă vestesc că împărăția lui este bucurie. Și atunci oamenii, cu toată sinceritatea lor, au început să-i aștearnă hainele pe cale. De ce așterneau oamenii hainele pe cale? Erau sufletele lor curate, pe care noi astăzi le vom împărtăși încă vreo 102, le-am mai împărtășit ieri vreo 102 și am mai împărtășit și în alte zi 102, pentru că fiecare liturghie este o intrare în Ierusalim. Fiecare liturghie este o duminică a floriilor. Sfinții stau de mult cu stâlpări în mână. Ia uitați-vă, fiecare sfânt are stâlparea lui. Fie crucea, fie aureola, fie un răvaș. De ce? Și-au isprăvit călătoria pământească și se îndreaptă spre patria cerească. Acum noi, cu fiecare liturghie și cu fiecare pas și cu fiecare clipă, ne îndreptăm spre înviere. Pentru că până duminica viitoare la înviere nu ne vedem. Învierea trebuie să o pregătim așa, duhovnicește cu sufletul și împărtășania și care au mai rămas, pot veni încă până vineri să se mai curețe. Dacă este vreunul care vrea împărtășită noaptea de înviere să țină 3 zile de pâine și apă sau fără un de lemn și să vină atunci sâmbătă până pe la prânz sau până spre seară, că mai trebuie să doarmă și ghetul părinte câte o leacă că o să doarmă în altar. 2. Pregătită cu bucate și cu frățietate și cu bunătate și mi-aduc aminte cu toată dragostea sufletului cât de frumos vine Paștele la țară, cu case văruite, aici la bloc vă spălați mașinile la service, n-aveți ce face, cu ouă roșii, cu pomi curățați, cu toate potecuțele date cu var, cu pietrele din jurul pomilor, cu pietrele din jurul casei, cu cămăși curate, cu pantofi noi, cu hăinuțe curate, deci este o noire atât trupească cât și sufletească. Dar mai mult decât atât, Paștele sau trecerea aceasta din moarte la viață, printr-o moarte proastă, ticăloasă, ateie, care este ucisă de Hristos îmbrățișând o moarte duhovnicească, dumnezească, ea vine cu denii, frații mei. Aș dori în formula cum sunteți acum în această clipă, mulți, deși, concentrați și atenți, să ne întâlnim luni seară, să zdrobim în mințile noastre Evanghelia smochinului neroditor. Să vedem de ce suntem neroditori și ce ar trebui să facem să rodim. Să zdrobim împreună Evanghelia fecioarelor, să vedem cât un de lemn mai avem, nu în magazie pentru cozonac, ci în cap pentru candela minții și a faptelor bune. Să petrecem împreună cina de taină, să petrecem punerea în mormânt a Mântuitorului de Prohod și în cele din urmă să fim pregătiți atât de duhovnicește, să-L întâmpinăm cu acel ștergar frumos, cu acel coș frumos, cu acea lumânare de ceară în jurul căreia veți pune o bucățică de hârtie, să nu pătați tot în jurul vostru și să vă dați foc unii la alții,
să veniți la înviere, odihniți, nu cu ideea de a lua lumină și a merge la petrecere și dezmăți, ci ascultând Sfânta Liturghie din noaptea învierii, în care Hristos se spune că colindă suflete. Și aici vă spun o istorioară și am încheiat. Vine dracul la Hristos și îi spune: Iisuse, te-ai răstihnit. Unde sunt fiii tăi cărora le-ai dat să sugă sângele tău și să mănânce carnea ta? Nu știu, diavole, i-am pierdut. Haide că ți-i arăt eu. Și l-a dus diavolul în crâșmă și a văzut o parte. Și l-a dus în barul și a văzut altă parte. Iisus Hristos plângea și se ștergea la ochi cu o năframă albă, luată de la o bătrână dintr-un sat, în trecerea lor prin viața lumească. A ajuns într-o discotecă mai modern și acolo erau de-a lui Iisus. A ajuns și într-un spital și acolo erau de-a lui Iisus. A ajuns și la psihiatrie și acolo erau de-a lui Iisus. Și dracu s-a desfăcut, spunea: vezi ce ți-am făcut din ei? Vezi pentru cine te-ai răstihnit? Vezi pentru cine ți-ai vărsat sângele la cruce? Vezi pentru cine ai intrat în Ierusalim? Vezi pentru cine ai propovăduit Evanghelia? Și Hristos plângea și se ștergea cu năfram. La sfârșitul colindării pământului, i-a zis dracu: haidem și în biserică. Când s-au dus în biserică, cântărețul era în strană, preotul în altar, vreo trei babe bătrâne și ele cu o colivă și o prescură în mână, scânceau acolo la o masă și își pomeneau morților, lumea nicăieri. Și a spus: Hristoase, te-am învins. Iar Dumnezeu i-a spus, Iisus: știi ce? Bănuiesc că e un aranjament al tău. Aș vrea eu să-mi dai și mie dreptul să te chem într-o zi, nu știu care va fi aceea, și să văd dacă cei pe care mi-ai luat sunt ai tăi sau sunt ai mei. Și a zis diavolul: facem acest pareu cu o singură condiție, să fie o singură dată și să fie și noaptea, știind satana că noaptea lumea nu se preocupă de rugăciune. Noaptea este de fapt locul dezmățului. Desfrâu, băutură, somn, lene, trândăvie, televizor, etc. și amăde. Și a venit Iisus Hristos în sâmbăta învierii și a zis: draci, în noaptea aceasta colindăm toate locurile unde m-ai dus tu și mi-ai arătat pe fiii mei pierduți. Au mers în bar, gol. Au mers în crâșme, gol. Au mers în discoteci, gol. Au mers în toate locurile acestea, cazinouri, de sărbători, gol. Și a zis: draci, unde-s fiii tăi? Unde-s cei pe care i-ai luat? Nu știu, Doamne, zice, să nu fie o înșelare. Nu, vino să-ți arăt eu unde sunt. Ei și-au dat seama că tu-i mâini în întuneric, dar acum sunt în biserica mea cu lumânări în mână și cu suflete curate. Și cine ți-a făcut ție aceasta? Preoții mei pe care i-am rânduit să-i spele și să-i ridice ori de câte ori vor cădea, pentru că pocăința este a tuturora. Amin.